Bine v-am regăsit, dragilor! Suntem iar noi la Târgul de Cariere Oradea, chiar aici, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Următorul nostru invitat este Alex Stângu, de la Foundever. Acesta are rolul de Communication Specialist și lucrează de un an și 11 luni. Salutare, Alex! Salut, salut! Am și eu câteva întrebări, haideți să răspundem la ele. Sigur. Așa, perfect. Începem cu prima întrebare. Spune-ne mai multe despre tine și despre serviciile pe care le oferă compania Foundever. Sigur, după cum spuneai și tu, ocup funcția de Communication Specialist la Foundever de aproape 2 ani. Mă ocup cu partea asta de comunicare, tot ce înseamnă comunicare internă, externă, de la social media până la evenimente interne și așa mai departe. Nu știu ce să zic despre mine, îmi place foarte mult muzica, locuiesc în Oradea, deci sunt de aici. Ești de Alcase. Sunt de Alcase, exact. Despre Foundever, trebuie menționat că este unul dintre liderii globali în industria CX, a experienței clienților. La nivel global avem în jur de 170.000 de angajați, iar în România suntem prezenți din anul 2010, când am deschis sediul din Cluj. Momentan suntem în jur de 1800 în toată țara și în preponderență lucrăm de acasă. Cam 90% dintre colegii noștri lucrează de acasă. Noi ne ocupăm cu partea asta de suport tehnic și informațional și căutăm în general oameni care vorbesc la nivel mediu cel puțin, spre avansat, o limbă străină. În România oferim momentan suport pe în jur de 18 limbi străine, de la engleză până la, nu știu, greacă, macedoneană și așa mai departe. Ce fai! Bun. Cum ai aflat de Foundever și cum a decurs interviul de angajare? Foundever era destul de cunoscută ca și companie în momentul în care am aplicat eu în Oradea. Acum, cei de menționat, și îți dau așa un pic din casă, Foundever era înainte compania care se numea Sykes. Și în Oradea avea o prezență destul de puternică. Nu știu, în momentul în care am aplicat, cumva am fost așa, am simțit că a fost omul potrivit la locul potrivit. Interviul a fost foarte, foarte lejer cu hiring managerul de atunci. Nu știu, la un moment dat am început să vorbim despre filme și seriale, deci a fost așa un click instant și cumva ne-am potrivit ca o mănușă. A decurs totul super, super lejer și a fost totul foarte bine. Oh, foarte fain, sincer. Să ai astfel de șef, dacă pot, astfel de colegi care au devenit colegii tăi, chiar ajută. Da, să știi că de la început am simțit lucrul acesta pe care încă îl simt în companie. Cumva lipsa asta a ierarhiei, nu știu, nu simți că, nu știu, ai un șef sau un manager. Exact, da. Exact. Bun. Am observat că ai absolvit Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Așadar, poți să ne spui cum te-au ajutat studiile de licență pe plan profesional? Acum, când vine vorba de o facultate, eu cred că are cumva două mari componente principale. E componenta asta de cunoștințe pe care le asimilezi și acum, ca să vorbim foarte direct și sincer, având în vedere și sistemul care e la noi în țară, dar și să zicem, dacă alegi un profil care nu e, să spun, nu știu, medicină sau arhitectură sau, nu știu, drept, în materie de cunoștințe poți să te descurci și singur. Adică avem acces la ta informație în ziua de azi încât chiar putem să ne descurcăm. Dar e partea a doua despre care ziceam, componenta a doua, cea de competențe, care mi se pare cea mai importantă când vine vorba de o facultate, nu știu, așa zisele soft skills pe care le menționează toată lumea în ziua de azi. Cred că asta e partea cea mai importantă, nu știu, facultate, mai ales când momentele acelea ești mai independent decât în liceu, să zic așa. O facultate te învață, nu știu, cum să fii organizat, cum să îți gestionezi timpul, nu știu, skills-uri care în viitor te ajută și într-o companie. Uite, de exemplu, personal, făcând facultatea de litere, pot să zic că de acolo am luat foarte mult, mi-am dezvoltat foarte mult creativitatea, ceea ce mă ajută foarte mult pe rolul meu de acum, dar și am învățat și să fiu autentic. Adică, și cred că asta e foarte important în ziua de astăzi, nu știu, dacă e să luăm toată evoluția asta a AI-ului, cred că va deveni foarte important pe viitor să fim autentici și să reușim să transmitem în continuare, nu știu, partea asta umană. Foarte bine spus, chiar foarte bine spus. În cele ce urmează, poți să ne spui mai multe despre beneficiile de care se bucură un angajat la Foundever?
Da, sigur. Avem, pot să spun cu mândrie că avem destul de multe beneficii pe care le oferim, începând de la abonament la clinici private, bonuri de masă în valoare de 30 de lei pe zi, avem programe de well-being, avem programul nostru creat special pentru colegii noștri, care se numește Ever Better, un program holistic în care, pe lângă partea asta de mișcare, învățăm și despre educație financiară, nu știu, sleep management, burnout management și așa mai departe. Wow. Pe lângă, avem și acces la Seven Card, e un beneficiu pe care ne reușim să ne bucurăm. Evident, ajutor financiar în momente speciale din viață, training-uri, team building-uri. Deci cred că avem destule de care ne putem bucura. Și sigur am omis câteva acum. Ați auzit, dragilor, atât de multe beneficii și să nu veniți voi. Exact. Bun. Care sunt joburile pe care le oferiți la această ediție Târgul de Cariere Oradea? Da, noi căutăm în acest moment, în principal, încercăm să găsim oameni care vorbesc, după cum îți spuneam și la început, cel puțin o limbă străină la nivel mediu spre avansat. Căutăm în principal customer support representatives cu engleză, spaniolă, germană, franceză și italiană în principal, însă, după cum îți spuneam, suntem deschiși și la celelalte limbi. Trebuie doar să vin aici și să afle exact, mai mult. Exact. Bun. Ce înseamnă pentru tine sloganul companiei Foundever? We make things simple. Și de ce este important să păstrăm într-o oarecare măsură această simplitate? Să știi că e o întrebare foarte bună și cred că ca să păstrezi simplitatea asta, mai ales în prezentul în care trăim, ai nevoie să fii inovativ în mod constant. Nu știu, suntem loviți de atâtea informații, de atâtea modele de lucru, de nu știu ce dorești în fiecare zi, încât să păstrezi simplitatea asta și să fii cât mai eficient, chiar e nevoie să fii inovativ și asta încercăm la Foundever, prin serviciile pe care le oferim, să fim zi de zi cât mai inovativ și să ajutăm cât mai mult clienții pe care avem, cât mai simplu. Simplu spus, da, cam asta. Bun. Întrebarea asta chiar îmi place. De la chitarist la communication and branding specialist este un salt destul de interesant. Poți să ne spui mai multe despre această evoluție a ta pe plan profesional și implicit și despre evoluția ta în compania Foundever? Să știi că în continuare când la chitară nu m-am oprit din chestia asta. E hobby-ul și pasiunea mea. Da, cred că pandemia a jucat un rol important și în cazul meu și în cazul majorității oamenilor care cumva și-au pregândit cariera la un moment dat. Mi-am dat seama în pandemie că din muzică e foarte greu să trăiești, e un domeniu foarte imprevizibil și cumva am încercat să găsesc un job care să aibă legătură mai mult sau mai puțin și cu ce făceam înainte. Eu cumva activez și acum în două proiecte muzicale și mi-am asumat și acolo rolul ăsta de om de comunicare, de creat content pe social media, de ținut legătura cu presa, creat comunicate de presă și așa mai departe. Și da, cumva de aici a pornit ideea asta și dorința mea de a începe o carieră în comunicare și în PR. Și da, evident că m-a ajutat foarte mult și în companie. Experiența asta pe care am avut-o pe scenă, să zic așa, mă ajută foarte mult să fiu mult mai dezinvolt. Nu știu, când vorbesc poate cu oamenii sau și când în momentul în care mă integrez într-o anumită echipă, mi-e destul de ușor. Uite că pasiunile chiar ajută. Chiar ajută și ajută să le ai tot timpul și pe lângă, cred eu, pe lângă jobul pe care îl faci. Chiar dacă jobul, cum e și în cazul meu, nu e de mers la scârbici, cum se spune, chiar dacă e ceva care îți place, dar să ai o activitate așa de recreere și în afara jobului, chiar cred că ajută și ne ajută să ne menținem cumva, nu știu, ancorați la realitate și la... Exact. Da. Bun, pentru că faci parte dintr-o companie internațională, poți să ne spui care este relația voastră cu angajații din celelalte țări? Da, interacționăm destul de des.
eu cumva fac parte și din echipa regională de comunicare și marketing și atunci inevitabil interacționăm cu colegi din Portugalia, Spania, El Salvador, nu știu, Franța, Nicaragua și așa mai departe. Interacțiunea e foarte, foarte ușoară, adică putem spune că într-adevăr we make things simple. Mm-hmm. Avem în general întâlniri săptămânale, ne vedem online, avem și un fel de social media intern pe care l-am dezvoltat la noi în companie, unde, nu știu, mai postăm câte un meme, ceva care să ne, care să ne conecteze, așa să zic, tot timpul. Da, nu știu ce să zic. E, nu simt neapărat că suntem la mii de kilometri distanță, e foarte ușor să, să comunicăm și să ținem legătură. Și uite că tot vorbeam de social media, am observat că pe pagina de Instagram Foundevoi România există o postare de tip carusel în care angajații arată care sunt cărțile lor preferate. Așadar, care este cartea ta preferată? Să știi că mi-am rămas cumva foarte ancorat pe partea asta de ficțiune beletristică, sunt în continuare genul de literatură pe care îmi place cel mai mult să, să o citesc și o să dau un titlu destul de clasic și cumva pe care îl studiem, să zic, în liceu deja aflăm de cartea asta, e vorba despre The Vegan Lanu de Secală, Secare de J.D. Salinger, îmi place foarte mult cartea, tot parcursul personajului principal, nu știu, cumva te face tot timpul să retrăiești perioada aia, știi, de liceu, de coming of age, cumva. Și da, la Foundevoi avem foarte multe acțiuni și pe partea asta de educație, de cumva caruselul despre care vorbeai era legat de faptul de acțiuni pe care le avem noi, în care donăm cărți la diferite școli care au nevoie și așa mai departe. Bun. Ce îți doreai să devii când erai copil? Acum nu o să spun communication specialist la Foundevoi. Asta clar. De cine știe, până la urmă, poate. Exact. Nu, n-aveam neapărat, nu știu, dorințe de genul să fiu astronaut sau pompier sau polițist. Ce-mi vine acum în minte, la un moment dat doream să fiu comentator sportiv de fotbal. Wow, ok. Da. Păi și ai rămas, ești microbit și acum, ce? Da. Sunt mare fan Manchester United. Le urmăresc toate meciurile și da. Bun, fain. Am observat încă un lucru. Compania Foundevoi este implicată în foarte multe proiecte. Poți să ne spui mai multe despre proiectul tău preferat la care ai luat parte și ce planul de viitor ați avea? Proiectele mele preferate pot să spun că sunt cele legate de educație. Cel mai recent și unul dintre preferatele mele e un proiect pe care l-am avut cu Școala de Valori. Am avut o serie de workshop-uri pe care le-am ținut împreună cu asociația la o clasă a 11-a de la Liceul Eminescu din Cluj, ateliere despre orientare în carieră în general și despre soft skills și alte aptitudini. Pe viitor încercăm să ne menținem cât de mult putem în comunitate și să sprijinim educația. Da, cam asta în mare. Bun. Și ultima întrebare, ce mesaj oferi oamenilor de acasă pentru a veni aici, la Casa de Cultură a Sindicatelor, la Târgu de Carieră Oradea, chiar la standul Foundevoi? Să știi că eu îi încurajez să vină oricum la târg, să nu vină neapărat doar la Foundevoi. Târgul de Carieră chiar e un prilej foarte bun să vezi hands-on, direct, cam ce se întâmplă pe piața muncii și să vezi ce oferă companiile în prezent. Pentru noi, ce să le spun, dacă știi o limbă străină, sigur o să-ți găsești un loc la Foundevoi, chiar și pe română de multe ori avem proiecte. Cred că e important să vii la standul nostru, să vezi un pic și cum lucrăm la o multinațională așa de mare cum suntem noi, ce beneficii poți să primești, dacă te interesează să lucrezi de acasă, noi putem să te ajutăm în legătură cu asta. Deci, nu știu, haideți la Târgul de Carieră pentru că merită. Bun, ați auzit, dragilor, trebuie să veniți aici, la Târgul de Carieră Oradea, de la Casa de Cultură a Sindicatelor, chiar la standul Foundevoi și la celelalte companii participante, dar mai ales la Foundevoi. Mai ales la Foundevoi, așa, desigur. Să vă întâlniți cu Alex și cu colegii săi, să vorbiți mai multe, că e mult mai util să vorbești față în față cu viitorul potențial angajat.
până la urmă. Bun, mulțumim frumos, Alex, acestea au fost întrebările. Mulțumesc Revenim după o scurtă pauză cu următorul invitat. Mulțumesc!